Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii online, arhetipuri, mituri, simboluri, ritualuri șamanice. Astăzi vorbim despre două cărți și despre un autor foarte important, un autor publicat în colecția Arhetip. Este vorba despre Joseph Campbell, eroul cu 1000 de chipuri și cartea Căi ale fericirii. Vă arăt cartea și la cameră. Și astăzi este alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut, analist junghian. Și aș începe discuția noastră pornind de la o definiție a arhetipului. Ce este de fapt un arhetip? Arhetipurile, așa cum au fost definite ele de Jung, dar cumva el doar le-a definit ca să le înțelegem mai bine, ele au fost intuitiv cunoscute de oameni din timpuri vechi. Sunt niște structuri fundamentale ale psihicului, pe baza cărora putem avea cu toții experiențe universale. Experiența de a avea o mamă, experiența de a avea un tată, experiența de a avea un partener, experiența de a avea un anumit ghid interior, de exemplu. Toate acestea sunt înscrise cumva a priori în psihic. Psihicul fiind un fenomen foarte complex și încă nu pe deplin înțeles de știință. Deci cumva cu toți avem aceste structuri de bază, aceste pattern-uri, le putem spune, energetice, undeva în fundalul psihologiei noastre și contactul cu experiența noastră de viață, pe baza acestor structuri se construiesc în timp figuri interioare, imagini interioare, experiențe interioare care, așa cum am spus, sunt universale. Putem vorbi, pentru că am atins acest punct, această zonă, să-i spunem, într-o altă intervenție. Putem spune despre arhetipuri că sunt moștenite? Moștenite. Putem spune, dar este cum să spun, e greu de demonstrat științific. Cu siguranță, studiind, spre exemplu, mitologia, putem constata că de când există aceste povești, de când există miturile, deci de când oamenii și-au exprimat psihologia prin aceste imagini, structurile arhetipale nu s-au modificat. Deci, de câteva mii de ani sau zeci de mii de ani, aceste structuri arhetipale sunt neschimbate. Dacă sunt moștenite sau nu, Sau e o discuție. putem spune mai degrabă, eu acum emit o părere pur personală și nu sunt specialist. Mă gândesc că, ca și în cazul stilurilor de atașament, și arhetipurile sunt niște specificități sau niște caracteristici ale comportamentului nostru, niște trăsături de caracter ale personalității noastre predilecte sau predominante, pentru că știm că sunt foarte multe tipologii de arhetipuri. Războinicul, regele, amantul și câte și mai câte, da? Pe care le găsim. Foarte interesant, pe care le găsim nu doar în psihologia, să spunem, junghiană, dacă ne referim strict la psihologie ca știință și la psihoterapie ca formă, ca metodă de terapie, dar le găsim, de exemplu, și în tarot. Da? Celebrele cărți mari de tarot, da? Unde apar tot felul de arhetipuri. Le mai găsim, de asemenea, și în eneagramă, care practic asta face, analizează niște tipuri, sunt nu știu câte tipuri de personalitate. Și mă gândesc ca și în cazul stilurilor de atașament, s-ar putea ca și aceste arhetipuri
să fie dezvoltate ca trăsături de personalitate și de caracter în copilărie, în relația pe care am avut-o cu părinții noștri. Adică să adoptăm un soi de model, mă gândesc. Da? Da Modelul, și merg pe nu. ideea modelului parental. Da? Mama e într-un fel și fata sau tatăl meu, de exemplu, tatăl ar trebui să fie un model. Da? Eu ca băiat, copil fiind, să-l iau ca model. Curajul și foarte multe virtuți pe care eu le-aș putea vedea la el, da, și să-l văd pe el. Mulți băieței bănuiesc că în primii ani de copilărie și-ar dori să-și vadă tatăl ca pe un erou. Sigur, cumva o să corectez puțin ceea ce ai spus tu, ca să fie mai exact din punct de vedere junghian, cel puțin. Arhetipurile cumva sunt niște structuri universale, niște pattern-uri, dacă vrei, care sunt preexistente în psihic înainte ca noi să avem experiență cu părinții. Sunt mai mult decât trăsături de personalitate. Pe baza lor, într-adevăr, anumite componente ale personalității noastre se dezvoltă și se colorează. Dacă vrei, nu știu, o imagine grafică, așa cum mi reprezint eu, această structură arhetipală este transparentă inițial și în funcție de experiența copilului cu mediul lui, cu cultura din care face parte, cu părinții lui, cu familie și așa mai departe, ele se colorează, într-adevăr, și capătă o formă personală care este direct influențată de viața efectivă, de viața istorică a persoanei, dar arhetipul este transpersonal, e dincolo de experiența noastră personală, este un fundament psihologic, a prioric, pe care această experiență interioară a noastră se poate fundamenta, se poate construi. În absența arhetipului, noi nu am putea dezvolta ideea de mamă, de exemplu, de tată, de înțelepciune, de ghid interior, de, mă rog, umbră și toate celelalte. Ci, într-adevăr, mitologia, arta, orice formă de artă sau tarotul, toate aceste mijloace expresive prin care anumite structuri arhetipale prind viață, prind contur, efectiv devin materiale, sunt mijloace de expresie prin care psihicul, care este un fenomen abstract, devine inteligibil omului. Așa, practica asta, așa se consideră că a apărut tarotul, pentru că oamenii care erau preocupați de experiența interioară, de experiența sufletească, au constatat că anumite imagini interioare, anumite imagini sufletești, psihologice, anumite conținuturi ale psihicului apar din nou și din nou și din nou de la o generație la alta și așa au apărut aceste arhetipuri reprezentate grafic. Ele există undeva în interior, doar că nu au o formă clară. Ele primesc formă atunci când sunt exprimate de psihicul uman sub formă de povești sau imagini. De ce îți place Joseph Campbell? Și de ce am recomandat aceste două cărți, Căi ale Fericirii și Eroul cu o mie de chipuri, cititorilor noștri, mai ales în condițiile în care mărturisesc sincer din momentul apariției, ediția anterioară a cărții, pentru că este reeditare a cărții Eroul cu o mie de chipuri și chiar Căi ale Fericirii. Este o carte care a influențat foarte mult și o carte foarte pe care eu am auzit-o pe buzele psihologilor, psihoterapeuților, colaboratorilor mei foarte, foarte des. Atât Joseph Campbell ca autor, cât și cartea Eroul cu o mie de chipuri. Ce să spun? E o întrebare dificilă, cred, și eu o să fiu subiectivă puțin. Joseph Campbell este un autor extrem de carismatic, în primul rând, și foarte iubit, mai ales de artiști, dar nu numai. Este un academician, de fapt, el a studiat foarte mult, foarte, foarte mult. S-a dedicat, practic, a fost pasionat de munca lui și de munca lui de cercetare și de munca lui de profesor, mai ales. Și această pasiune pe care o transmite prin toate
scrierile lui sau intervențiile lui filmate, pentru că sunt foarte, foarte multe materiale filmate cu Campbell, te însuflețește, îți trezește și ție pasiunea. În plus, el are un stil extraordinar de accesibil. Vorbește despre lucruri foarte complexe și foarte rafinate. Le înțelege bine, se vede din faptul că reușește să le retransmită către cititori sau către studenții lui într-o manieră extrem de simplă, astfel încât cărțile lui sunt accesibile unui public foarte, foarte larg și sunt efectiv inspiraționale. De exemplu, el începe în introducerea cărții Căi ale Fericirii, la un moment dat spune așa, chiar mi-am notat, știu ce este fericirea. Este sentimentul profund că ești prezent, că faci ceea ce trebuie să faci ca să fii tu însuți. Dacă poți să urmezi această cale, ești deja pe marginea transcendentului. Sunt două fraze destul de simple, dar care au capacitatea de a te atinge profund. Și această afirmație îndrăzneață că știu ce este fericirea, până la urmă, nu este lipsită de fundament. Citind cărțile lui, înțelegem că el chiar a prins ideea sau cumva acest dicton al lui pe care îl găsim și pe tot felul de magneți și lipit pe mașini și așa mai departe, follow your bliss, urmează-ți fericirea, are foarte, foarte mult sens. Dacă ne dorim să trăim o viață în care să fim, cum spune el, pe marginea transcendentului sau poate chiar să reușim să trecem, să contactăm un pic acest transcendent. Deci aș recomanda cărțile lui pentru că sunt inspiraționale, vorbesc despre psihic într-un limbaj extrem de accesibil și fac trimiteri către foarte multe dimensiuni sufletești. Dacă suntem interesați de psihanaliză, putem găsi foarte mult suport în opera lui Campbell. Dacă suntem interesați de spiritualitate, la fel. Dacă suntem interesați de mitologie, iarăși o calitate extraordinară a lui, că reușește să prezinte mitologia foarte accesibil. Dacă citim, de exemplu, Mircea Eliade, care vorbește despre aceleași lucruri, este dificil, e greu, nu e accesibil, îmi pare rău să zic. Cu Campbell, în schimb, putem găsi un prim pas de a înțelege mitologia mai ușor și apoi putem continua cu alți autori care au studiat aceleași domenii, dar care nu au avut această ușurință în exprimare pe care Campbell o are. Această accesibilitate. El nu este un autor lejer, subțirel, așa de vară. Poate fi citită și vara, oricare dintre cărțile lui, dar chiar e o calitate mai rar întâlnită la specialiști, această ușurință în exprimare. Mulțumim foarte mult, dragii noștri. Am vorbit astăzi pe marginea cărților Căi ale Fericirii și Eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell în cadrul campaniei Arhetipuri, Mituri, Simboluri și Ritualuri Șamanice. A fost alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut, analist junghian și mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă, în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!